Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Astăzi am să vă prezint o teorie interesantă lansată de cercetătorii din domeniul fizicii, care spun că fluidul vieții pe Terra și în Univers este asigurat de neutrini, niște particule care, deși se găsesc din abundență, sunt greu de detectat și greu de definit. Este posibil ca aceste particule elementare care dau dovadă de un comportament cameleonic și care ne permit să vedem în inima Soarelui să fi modificat, printre altele, parcursul Universului. Pare destul de interesant, nu? Haideți să vedem despre ce este vorba mai exact. În primul rând, cum s-a ajuns la descoperirea ipotezei privind fluidul vieții pe Terra și în cosmos? Încă din antichitate, până în zilele noastre, după cum se arată și în cartea Anatomiștii în căutarea sufletului, avându-l ca autor pe Constantin Bălăceanu Stolnici, s-au prezentat strădaniile învățaților de a încerca să descopere acea radiație sau fluid care întreține viața, încercând să-l descopere pe acesta în ficat, inimă, creier, sânge sau glande. Toate încercările s-au încheiat într-un mod pesimist, lăsând să se înțeleagă faptul că știința nu a reușit să descopere sursa acestui fluid, pe care omenirea îl numește suflet. O concluzie care ne lasă contrariați, deoarece știința actuală a făcut salturi spectaculoase, descoperindu-se energia atomică și nucleară, și s-a reușit să se pătrundă chiar în interiorul celulei, descoperindu-se ADN-ul și compoziția lui. De asemenea, parapsihologia a fost pusă la lucru de către americani și ruși, folosindu-se de persoanele cu puteri extrasenzoriale, în special clarvăzători. Pentru a înțelege noțiunea de fluid al vieții, sunt necesare cunoștințe minime din fizica atomică, nucleară, genetică și parapsihologie. Iar concluziile necesare se vor trage pe baza experiențelor care au fost efectuate de mari fizicieni, începând cu radioactivitatea soților Curie, cu structura atomului descoperită de Niels Bohr și de ceilalți fizicieni care s-au dedicat fizicii nucleare. Toți oamenii de știință contemporani și-au dat seama că există un fluid cosmic care dă viață, dar nu-l puteau determina și nu îi găseau sursa. Asemenea încercări au făcut în anul 1995 americanii Cornelia și Carl Wieman, care au pornit un experiment prin răcirea unui gaz alcătuit din atomii de rubidium la temperatura de 0 grade absolut, care s-a transformat într-o undă luminoasă, o lumină astrală, așa cum a fost numită de mari inițiați, și care a trăit doar câteva secunde. Acest experiment nu explică cum și dacă această lumină astrală poate fi considerată fluidul vieții și cum poate fi asimilată de către ființe. Potrivit fizicii moderne, ființa umană și fenomenele naturii nu mai pot fi studiate fiecare separat, ci numai într-un context dinamic și interdependent de tot ce ne înconjoară. Ca atare, Terra și viața de pe ea nu pot fi înțelese decât în strânsă legătură cu sistemul nostru solar și galaxia din care facem parte. Trebuie să spunem de la început că întreg cosmosul este un organism viu al Marelui Spirit, energia supremă sau Dumnezeu. Sistemul solar este o copie la nivelul macrocosmic a atomului, microcosmos. Soarele este nucleul, iar planetele, electronii acestuia, ca și în atom. După descoperirea energiei atomice, fizica modernă a dezvăluit că în Soare au loc reacții termonucleare de bombardare a heliului cu neutronul din Soare. Heliul se transformă în hidrogen, rezultând o energie care antrenează sub formă de cuantă particule de neutrino sau neutrin. Prin această reacție permanentă de transformare a heliului în hidrogen și invers, materia se transformă în energie, respectiv în neutrini, care sunt expulzați din Soare în eter către planete, împreună cu alte radiații ce formează razele solare.
Ce sunt acești neutrini? Care sunt caracteristicile lui? Pot fi considerați fluidul vieții? Particula neutrino a fost descoperită în anul 1933 de către fizicianul austriac Wolfgang Pauli, care a constatat o pierdere aparentă de energie în timpul dezintegrării, deducând astfel existența acesteia ca particulă fără sarcină. Existența neutrinului a fost dedusă și de fizicianul Enrico Fermi, pe baza diferenței de viteză pe care o prezintă particulele beta la dezintegrarea radioactivă. Acest neutrino este definit de fizicieni ca o particulă sau radiație stabilă, fără sarcină, fără masă, care poate trece fără obstacole prin orice materie și din cauză că nu are sarcină și masă, nu poate intra în interacții fizice și chimice și nici cu undele electromagnetice. Neutrinii sunt particule subatomice, create într-o mare varietate de procese nucleare. Numele lor, care ar însemna micii neutri, se referă la faptul că nu au sarcină electrică. Dintre cele patru forțe fundamentale din univers, neutrinii interacționează doar cu două, gravitația și interacțiunea slabă, care este responsabilă pentru degradarea radioactivă a atomilor. Având aproape zero masă, se plimbă prin cosmos la o viteză apropiată de cea a luminii. Nenumărați neutrini au apărut la doar câteva fracțiuni de secundă după Big Bang, iar noi neutrini sunt creați mereu, în inimile nucleare ale stelelor, în acceleratoarele de particule și în reactoarele atomice de pe Pământ, în exploziile supernovelor și atunci când elementele radioactive se descompun. Ceea ce înseamnă că există de un miliard de ori mai mulți neutrini decât protoni în univers. Conform fizicianului Carsten Higer de la Yale University din New Haven, Connecticut. În ciuda omniprezenței, neutrinii rămân un mister pentru fizicieni, pentru că particulele sunt atât de greu de prins. Neutrinii trec prin multă materie ca și cum ar fi raze de soare care trec prin geamul unei ferestre, abia interacționând cu restul materiei. În acest moment, circa 100 de miliarde de neutrini trec prin fiecare centimetru pătrat din corpul tău, potrivit Life Science. Dar prima dată când au fost descoperiți, la începutul secolului al XX-lea, neutrinii au putut rezolva o enigmă a științei. Cercetătorii încercau să afle procesul de la baza fenomenului de dezintegrare beta, în care nucleul dintr-un atom emite în mod spontan un electron. Dezintegrarea beta pare să încalce două legi fizice fundamentale, și anume conservarea energiei și conservarea mișcării. Aici, configurația finală a particulelor pare să aibă prea puțină energie. Abia în anii 30, fizicianul Wolfgang Pauli, spuneam, a propus ideea că o particulă necunoscută poate ieși din nucleu, ducând cu ea energia lipsă. După mai bine de 25 de ani, fizicienii Clyde Cowan și Frederick Rains au construit un detector de neutrini și l-au plasat în afara reactorului nuclear al centralei Savannah River din Carolina de Sud. Experimentul lor a dus la observarea particulelor. Pentru această descoperire, Rains a primit Premiul Nobel pentru fizică în 1995, prea târziu însă pentru a-l prinde în viață și pe Cowan. De atunci, neutrinii au depășit așteptările oamenilor de știință. Soarele produce un număr colosal de neutrini, care sunt răspândiți în tot sistemul solar. De asemenea, cercetătorii au descoperit că aceștia sunt de trei tipuri, sau arome: electronic, cel obișnuit, muon și tau. De la Soare la Pământ, aceștia oscilează între cele trei tipuri, de aceea primele experimente elaborate pentru a detecta doar un tip nu au observat restul de două treimi din particule. Dar doar particulele care au masă pot trece prin aceste oscilații,
contrazicând deci ideea anterioară că neutrinii ar fi fără masă. Experimentele au determinat că cei mai grei neutrini au masa de 0,000059 ori mai mică decât masa unui electron. În afară de aceste aspecte, neutrinii rămân o enigmă, dar mai multe grupuri de cercetare sunt determinate să afle mai multe despre natura acestor particule evazive, deocamdată cu unele succese remarcabile. De exemplu, cercetătorii de la Mini Booster Neutrino Experiment, de la Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, de lângă Chicago, au venit cu dovezi ale unui nou tip de neutrini, numit neutrini sterili. O astfel de descoperire este în concordanță cu o anomalie. Neutrinii sterili ar da peste cap fizica pentru că nu se potrivesc cu ceea ce este numit modelul standard, un cadru teoretic ce explică aproape toate particulele și forțele cu excepția gravitației. Revenind la fluidul vieții, acesta, pentru a asigura viața cu energia sa, trebuie să nu fie nociv și agresiv pentru organismele vii, să fie în flux continuu și îndestulător pentru toate ființele Pământului. Neutrino, ca radiație, îndeplinește toate condițiile ca să fie recunoscut ca fluid al vieții, ca suflet, ca prană, lumina astrală sau rază cosmică, așa cum a fost denumit de inițiați. Neutrino pătrunde din abundență și permanent pe toată suprafața Terei, însuflețind toate ființele prin pătrunderea acestuia în celulele vii și inundă totodată toate oceanele și trece fără nicio rezistență prin toată sfera Terei, asigurându-i viață, deoarece și Terra este vie. Cum se implică neutrino ca fluid al vieții în fenomenul de a da viață celulelor? Cercetătorii au descoperit că funcția celulelor, multiplicarea acestora, sinteza proteinelor, prin care programul genetic este materializat în structurii biologice, nu ar putea fi realizate decât și numai cu ajutorul unui fluid care să permită nenumărate combinații dintre nucleotidele din ADN și aminoacizi. Acest fluid ar fi neutrino, fără de care celulele nu ar funcționa și nu ar putea exista. Una dintre caracteristicile radiației neutrino ca fluid al vieții este că acesta respectă întru totul programul genetic fără să îl influențeze, manifestându-se ca o energie neutră. Fluidul vital neutrino nu poate pătrunde în celule în mod satisfăcător când omul este stresat, și atunci apare nefuncționarea corespunzătoare a unor organe și declanșarea unor boli. S-a mai descoperit că fidelitatea fluidului neutrino și neimplicarea lui în programul genetic este dată și de faptul că după ce un picior a fost amputat, neutrino continuă să pompeze energie în spațiul unde s-a găsit fostul picior. De asemenea, după moartea fizică a trupului, neutrino continuă să pompeze energie în spațiul conturat de fostul trup, potrivit programului genetic, explicându-se astfel apariția fantomatică printre noi a celor decedați. Iată că fluidul neutrino este sufletul căutat și negăsit de învățați și continuă să trăiască și după moartea trupului, menținând programul genetic, schimbându-se astfel percepția celor cinci simțuri printr-o altă percepție adaptată și conține prin noul trup eteric filmul întregii vieți cu caracteristicile ei. Cum se asimilează acest neutrino în celule? Clarvăzătorii percep în jurul corpului omenesc niște cupe de forma unei pâlni, mici de un centimetru, care se învârt rapid ca un vârtej. Aceste pâlni nu sunt materiale, ele sunt formate din neutrini care se află în așteptare, pregătindu-se să pătrundă în celule potrivit programelor celulare ale organelor și glandelor ce aparțin chakrelor sau meridianelor. Aceste pâlni de energie neutrino sunt cele mai multe deasupra capului, 190, deoarece sistemul nervos central solicită cel mai mare consum.
Următoarea zonă este cea dintre ochi, unde se învârt 96 de pâlnii. Este zona celui de-al treilea ochi și al contactelor cu lumea de dincolo. La fel se petrece și cu celelalte chakre, care au un număr mai redus de pâlnii ale neutrinului. Această așteptare prin niște pâlnii invizibile a fluidului neutrino, ce se învârt rapid, depinde de posibilitatea de a fi distribuite în celule. Dacă organismul este stresat, unele organe ne trimit impulsuri de respingere a fluidului neutrino și atunci acea zonă apare în aura energetică a omului în culori întunecate. Iar când starea psihică este bună, cererea de neutrino se reflectă în aură, în culori vii. De ce până acum nu s-a putut stabili de către cercetători că radiația neutrino este fluidul vieții? Primul motiv este că, neavând sarcină și nici masă, el nu este detectabil cu aparatură electrică și electronică. În al doilea rând, pentru a ajunge la concluzia că neutrino este fluidul vieții, trebuie să abordezi și să folosești cunoștințe din domeniul fizicii moderne, respectiv fizica atomică, fizica nucleară, fizica cuantică, genetică și nu în ultimul rând fenomenele extrasenzoriale. Una fără alta și fără o intuiție deosebită nu te poate duce la o înțelegere a acestui fluid. Neutrino, care străbate spațiile interastrale, este fluid al vieții pentru toate planetele sistemului nostru solar și respectiv pentru toate planetele miliardelor de stele. El a fost emis de Soare de la începuturile creației și de către miliardele de stele și acolo unde materia a fost restructurată, ca să dea naștere la proteine și la ADN. Ca urmare, neutrino a devenit fluid al vieții în tot universul. Un mare cercetător rus, Dr. Vasiliev, afirma că descoperirea fluidului vieții va echivala ca importanță cu descoperirea energiei atomice. Dacă această ipoteză se va confirma de către cercetătorii din toată lumea, se va deschide o poartă mare spre o nouă înțelegere a vieții, spre noi dezlegări ale enigmelor existenței pe Terra și în cosmos, de natură biologică și medicală. Terapiile vor fi schimbate radical, medicamentele ori vor dispărea, ori vor fi izolate. Se vor folosi energii cu care oamenii se vor autovindeca. O mare parte din enigmele care s-au lăsat nedezlegate până în prezent, de natura fenomenelor extrasenzoriale, poate primi un răspuns încă de pe acum, cu ajutorul fluidului neutrino. Neutrino, am văzut, este fluid al vieții atât în timpul cât trăim, cât și după moartea trupului, până la reîntruparea într-un nou om, preluând cu el toată zestrea informațională din timpul vieții. Deci, el este sufletul trupului condus de spirit. Cercetătorii ruși au descoperit că materializarea gândurilor noastre este dată de conglomeratele microleptonice, electroni, fotoni, bosoni, precum și de radiațiile energo-informaționale emise de creier. Gândul concretizat într-un mesaj are nevoie de o sursă pentru a-l formula și acela este spiritul ca radiație energo-informațională. Odată stabilit mesajul în conștiința noastră, acesta este preluat de spirit și el are nevoie de o energie rapidă cu viteza luminii, care pe parcursul distanței între emițător și destinatar să nu poată fi influențat sau deviat de undele electromagnetice. Acea energie transportatoare nu poate fi decât neutrino, care este pretutindeni în jurul nostru fără să-l percepem, deoarece, spuneam, nu are masă, se poate deplasa rapid și nici nu poate fi deviat de undele electromagnetice. O variantă a gândului este telepatia, care are o încărcătură specific sentimentală. Atunci, spiritul transmite mesaje celor dragi în timpul vieții, cât și în momentul morții, când neutrino părăsește celulele. Așa se explică faptul că în timpul morții, neutrino, care a preluat energia informațională din celule a întregului organism, se materializează și apare ca fantomă la cei apropiați,
chiar dacă se află la mii de kilometri distanță. Ora apariției sufletului materializat este aceeași cu ora morții, ceea ce dovedește că numai neutrino poate străbate distanțe mari cu viteza luminii, fără să-i opună rezistență niciun obstacol. Unul dintre cele mai enigmatice și controversate fenomene este apariția OZN-urilor și existența extratereștrilor. Toate persoanele care au văzut aceste obiecte zburătoare au afirmat că nu au auzit zgomote, că se deplasează cu viteză mare, că apăreau și dispăreau, emițând o gamă de culori schimbătoare. Nimeni nu a văzut o figură umanoidă și nici o navă zburătoare prăbușită la pământ. Mulți spun că noi am fost, suntem și vom fi vizitați de ființe extraterestre sub formă de energii inteligente, fără contur umanoid material. Pentru a străbate distanța de mii de ani lumină, trebuie să te deplasezi cu viteza luminii, sau chiar mai mare ca aceasta. Singura energie care execută automat și fidel un ordin venit de la o ființă inteligentă, exact ca în emiterea gândului, nu poate fi decât tot neutrino, care dă viață pe toate miliardele de planete ale Universului. OZN-urile nu au combustibil, ele folosesc neutrino, energia nedetectabilă care execută fidel ordinele energiilor inteligente. Spiritele care nu s-au întrupat și au evoluat pe trepte superioare de vibrație au continuat să trăiască pe alte planete ale sistemului nostru solar sau pe planetele cele mai apropiate stelei noastre. În acest caz, nu mai putem spune că pe planetele sistemului solar nu s-a constatat viață. Viața în univers nu trebuie văzută ca fiind materială, ca noi oamenii, ci ca fiind energie inteligentă nematerială. Există o similitudine evidentă om-cosmos, ca și creație, energie, ceea ce confirmă că Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea sa. Așadar, și trupul omului și cosmosul, ca trup al spiritului dumnezeiesc, au un spirit, un suflet și un trup fizic. Și cosmosul și trupul omului este alcătuit la om din miliarde de celule și la cosmos din miliarde de celule, stele. Și cosmosul și trupul omului sunt organisme vii și trăiesc prin aceeași energie provenită din reacțiile termonucleare. Și stelele și celulele umane se nasc, trăiesc și mor, apoi se nasc altele pentru a întreține viața atât a cosmosului cât și a omului. Dincolo de această similitudine dintre om și cosmos, care confirmă că omul a fost făcut după chipul și asemănarea sa de către Dumnezeu, apare, așa cum am arătat, legătura indestructibilă dintre om și cosmos prin faptul că fluidul vieții neutrino emană din celula stea cosmosului, respectiv soarele nostru, și dă viață celulelor omului. Aceasta înseamnă lumină din lumină. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iată că știința vine să confirme unele prevederi de bază ale religiei creștine, însă, la rândul ei, și religia creștină trebuie să renunțe la unele dogme și să accepte explicațiile evidente ale descoperirilor științei, cum este cazul existenței vieții și pe alte planete, deoarece cosmosul este trupul și creația lui Dumnezeu, precum și recunoașterea reîntrupării spiritului ca fenomen ce face parte din programul divin. Marele Spirit, Dumnezeu, Universul, cum vreți să-i spuneți, este energia inițială care a creat prin energia gândului cosmosul și a cuprins în programul Marelui Computer Divin desfășurarea vieții cosmosului și a vieții pe planete prin emiterea energiei neutrino din stelele cărora le aparține. Specialiștii astronomi au sesizat că Universul se dilată în continuu, cu o viteză foarte mare, depărtându-se galaxiile între ele. Întrebarea este cât și până când se va dilata cosmosul. Când urmează să înceapă contractarea acestuia, care poate fi lentă sau bruscă? Dacă s-ar produce brusc, viața pe planete este normal să dispară
și să reapară alta după o nouă reașezare în urma contracției cosmosului. În programul divin, așa cum remarca și spiritul lui Albert Einstein, totul depinde de energie și de posibilitatea ei de a deveni orice, căci Dumnezeu este cel mai mare secret al Universului. Am văzut că viața, la nivelul macrocosmosului și la nivelul planetelor, respectiv al Terei, este dată de suflet și de spirit, noțiuni care s-au confundat sau au fost explicate în fel și chip. Sufletul care este egal cu neutrino este fluidul sau suflul vital al celulelor tuturor ființelor de pe Terra, respectiv și al animalelor și vegetalelor care au celule cu ADN. Sufletul este continuu și este pompat în celulele ființelor potrivit programului genetic atâta timp cât trupul fizic este apt, căci după deteriorarea acestuia, sufletul neutrino se retrage treptat din toate celulele, trupul se răcește și moare, spunea Albert Einstein. Acesta mai spunea că totul depinde de energie și de posibilitatea ei de a deveni orice. Sufletul neutrino, după moartea trupului, continuă să pompeze energia lui pe matricea fostului trup care nu mai există. Locul celulelor materiale care au rămas în trupul neînsuflețit este luat de urma energetică a acestora, care nu a dispărut, și dă imaginea trupului celui decedat ca fantomă. Acest fenomen are loc la toate ființele de pe pământ. Așa se explică faptul că dragostea maternă, sexuală și toate instinctele sunt aceleași în tot regnul animal. De aceea ne apropiem de câini și de alte animale ca de proprii noștri copii. Nu trebuie să ne considerăm noi oamenii animale superioare atâta timp cât suntem animați de același neutrino și deci trebuie să iubim și animalele. Ce este atunci spiritul? Cu ce se deosebește el de suflet? Creația umană, ca toate ființele, este animată în celule de neutrino și după moartea trupului continuă să trăiască prin energia invizibilă a celulelor rămase după moarte și care deține caracterul intact al decedatului și întregul film al vieții avute. Aparatul complex al trupului omului, prin intermediul creierului, care este un computer de tranziție, animat de neutrino, este dirijat și coordonat de spirit, care este o energie veșnică. Spiritul, folosind neutrino ca energie, programul genetic dirijează viața către țelul propus înainte de reîntrupare. Spiritul folosește în acest scop conștiința și subconștientul omului. Spiritul, ca energie veșnică, este deținătorul filmelor din toate viețile anterioare trăite în diferite timpuri pe pământ. Când spiritul a ajuns la un nivel de vibrație superior, nu se mai întrupează pe pământ. Când vibrația spiritului este încă inferioară, spiritul este nevoit să se reîntrupeze. Când are loc reîntruparea spiritului, acesta preia filmul ultimei vieți de la suflet, astfel că spiritul exprimă o valoare dată de plusurile și minusurile avute în toate viețile anterioare. Sufletul, după predarea filmului din ultima viață a spiritului, rămâne fără obiect și se reintegrează în masa de neutrino existentă permanent. O serie de experimente ale unor cercetători arată și alte ipoteze decât cele legate de neutrino. Iată, percepția culorilor prin simțul tactil al clarvăzătorilor ne face să ajungem la următoarea concluzie. Culoarea verde, percepută ca neutră, deci nici rece, nici caldă, este izvorul creației tuturor culorilor. În acest fel, culoarea vegetației este dată de culoarea verde, iar coloritul diferit și frumos al florilor este dat de verdele care generează culorile, potrivit programului genetic al plantelor. De asemenea, proporția de 78% azot și 21% oxigen în atmosfera Terei nu asigură necesarul de oxigen al regnului animal. Totodată, pentru viața ADN-ului este necesar și un radical fosfat. Dacă miliardele de celule se refac permanent, de unde își procură ADN-ul
fosforul pentru alte miliarde de celule. Un cercetător francez a dovedit în 1962 că organismele vii pot face transmutații atomice. Pe această bază s-a ajuns la concluzia că neutrino, la nivelul plămânului la inspirare, ar putea transmuta azotul în oxigen și tot el să transforme alte elemente chimice în fosfor. Savantul fizician Kenneth Ford, în lucrarea sa Lumea particulelor elementare, a folosit termenii ca dansul divin al creației și distrugerii ce se derulează permanent în eternitate. În atom există particule stabile, cum sunt neutronii și antineutronii, protonul și antiprotonul, neutrino și antineutrino. Celelalte particule sunt instabile și devin după scurt timp alte particule, până ce se obține o combinație de particule stabile. Este posibil ca aceste particule elementare care dau dovadă de un comportament cameleonic și care ne permit să vedem în inima Soarelui să fi modificat, printre altele, parcursul Universului. Pentru că particulele neutrino se găsesc din abundență în Univers. Soarele trimite spre Pământ 65 de miliarde de neutrini pe secundă, pe centimetru. Neutrinii aproape că nu au masă. Nimeni nu a reușit să stabilească până acum masa acestor particule. Însă este de cel puțin un milion de ori mai puțin masivă decât cea mai ușoară particulă cunoscută, electronul. Se știe că sunt atât de ușori, însă atât de abundenți, încât se estimează că masa totală a tuturor particulelor neutrino din Univers egalează cu masa totală a stelelor vizibile. Neutrinii sunt foarte greu de detectat. În medie, doar un neutrino de la Soare va interacționa cu corpul unei persoane pe parcursul vieții acesteia. Din cauza faptului că interacțiunile cu neutrinii sunt atât de rare, detectoarele pentru aceste particule trebuie să fie imense. Și este posibil ca neutrinii să fi modificat parcursul Universului. De ce toate corpurile din Univers sunt formate din materie și nu antimaterie? Cosmologii cred că în perioada de început a Universului, materia și antimateria se găseau în părți egale. Interacțiunile neutrinilor ar fi putut să afecteze acest echilibru delicat, declanșând astfel formarea galaxiilor, stelelor și planetelor, într-un cuvânt, tot ce înseamnă Univers. Atât pentru azi, prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, puteți da like și share. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de mine, iar până data viitoare vă doresc numai bine, pe curând!